Rugăciunea de luni. Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilință recunosc și mărturisesc că îndată ziua păcătuiesc în contra iubirii tale dumnezeiești. Deci astăzi, că este luni și începutul săptămânii, mă rog cu umilință îndurării tale celei mari. Iartă-mi păcatele cele de voie și cele fără de voie și mi-ajută să pun început bun și să port mai multe grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la sfânta ta răstignire. O, Doamne, astăzi îți dau sufletul și trupul meu și voința mea, rugându-te să fie voia ta cu mine, după bună plăcerea ta. Pedepsește-mă, Tu, Doamne, după îndurarea ta în această lume, iar renunță la altă viață. Și iartă pe cei vii și pe cei adormiți, pentru rugăciunile sfinte tale biserici, și pe toți ne învrednicește de mărirea ta în rai. La aceasta pun mijlocitor pe sfinții tăi îngeri către care zic, o cerești, servitor și păzitor ai oamenilor, vouă mă închin și vă mulțumesc pentru ajutorul și conducerea ce ne dați în toate zilele nouă nevrednicilor și păcătoșilor. Izbăviți-mă de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, ca să nu mai păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu. Învredniciți-mă să vă văd la moartea mea stând în jurul meu, și să duceți sufletul meu să se închine măririi feței lui Dumnezeu. Iar vouă să vă mulțumesc pentru purtarea de grijă ce ați făcut pentru mine și binele vostru să spun cu glas neîncetat în veci. Amin.